Slăvit să fie Domnul. Amin. Dragii mei, aș vrea să privim în Scriptură la ceea ce am pus sub un titlu. Biserica în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos. Chiar dacă s-a anunțat că vom vorbi despre răpire și dacă Domnul ne va da har, vom vorbi în această seară, am fost îndemnat să pun un titlu mai biblic. Așa cum scrie la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 1, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, îmi place definirea asta. Venirea Lui și adunarea noastră a tuturora, a celor plecați, a celor rămași, și așa cum știți că avem făgăduința Lui scrisă în 1 Epistolă către Tesaloniceni 4 cu 17, că după aceea vom fi totdeauna cu Domnul. Să ne amintim de plecarea Domnului la cer, că El a promis ucenicilor Duhul Sfânt. A fost prima promisiune. Ceea ce s-a adeverit 10 zile mai târziu, în ziua cincizecimii. De atunci a început lucrarea noului legământ prin biserică. Dacă aceea a fost prima promisiune și biserica a început cu îndeplinirea unei promisiuni mărețe, când a venit Duhul Sfânt din cer, lucrarea acestei biserici durează până când se întoarce Domnul. Și până atunci, așa cum scrie în Apocalipsa 22, Duhul și Mireasa zic vino. Venirea Domnului, care aduce cu sine împlinirea tuturor promisiunilor lui Dumnezeu, este un eveniment prezis în multe profeții biblice și încadrat între multe evenimente escatologice. De exemplu, scrie în Apocalipsa, la capitolul 1, versetele 7 și 8, iată că El vine pe nor și orice ochi îl va vedea. Și în versetul 8 scrie, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic. Alfa înseamnă începutul, cum este menționat și în limba română. Omega, sfârșitul, adică se va împlini în întregime ceea ce Dumnezeu ne-a promis. Ce am vrea să discutăm în această seară? În condițiile tăinuirii profetice, pentru că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, și a dorinței noastre de a avea parte de o primire favorabilă la venirea Domnului, care trebuie să fie înțelegerea și atitudinea credincioșilor? Sau, dacă ar fi să pun în trei întrebări, ce așteptăm, cum așteptăm, când așteptăm? După aceste idei introductive, aș vrea să intrăm într-un prim capitol. Vor fi, dacă Domnul ne va ajuta și dumneavoastră veți rezista să rămânem împreună, patru capitole. Primul. Și vă rog să fiți atenți, să nu fim ca niște copii mici care vor să ia repede frișca și cireașa de deasupra. Hai să coacem împreună blatul, ca să ne și hrănim, nu doar să ne îndulcim așa puțin pe limbă și după aceea rămânem tot flămânzi. Primul principiu l-am intitulat principii escatologice generale. Și am notat trei principii. Vă rog să țineți cont că aceste trei principii sunt valabile nu doar pentru subiectul revenirii Domnului, ci pentru toată literatura apocaliptică. Primul principiu. Principiul descoperirii limitate. Profețiile escatologice, deci cele care țin de sfârșit, sunt fragmentare, adică
dintr-un întreg plan al lui Dumnezeu, care cuprinde tot ce s-a întâmplat și urmează să se întâmple, nouă ne sunt date numai anumite fragmente, dacă vreți, anumite pagini. Așa cum vă citesc din cartea profetului Daniel, capitolul 10, verset 21, unde îi spune un înger profetului: vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Și din această carte citează ceea ce vă spun de la versetul 2 al capitolului 11. Acum îți voi face cunoscut adevărul. Iată că vor fi încă trei împărați și enumeră ce va fi. Deci Dumnezeu ar putea spune cu lux de amănunte mandatul fiecăruia, evenimente în timpul domniei lui și așa mai departe. Dar nu ne sunt date toate lucrurile. Pentru că noi aici pe pământ suntem limitați. Spune Pavel în Corinteni 13:9 că își cunoaștem în parte. Iar în cartea Apocalipsei, în capitolul 10, este scris că atunci când Ioan a avut revelația, a văzut mai multe decât a scris. Și scrie în versetul 4 că la un moment dat era gata să scrie. Dar a auzit din cer un glas care zicea: pecetluiește ce au spus cele șapte tunete și nu scrie ce au spus. Deci, noi avem date limitate. Apoi, principiul descoperirii limitate este dat și de faptul că majoritatea profețiilor biblice, în mod special cele escatologice, sunt codificate. Ceea ce una este dacă avem de-a face cu o interpretare literală, dacă, de exemplu, la Trâmbițe sau la Urgii, când e vorba de a lovi soarele, se referă la soarele acestea care ne luminează și ne încălzește, sau se referă la un soarele, de aici este un simbol doar. Și cum cred că știți, anumite interpretări iau interpretarea literală, altele cea figurativă. Și dintr-o dată se schimbă tabloul evenimentelor. Pentru că lui Dumnezeu așa i-a convenit să treacă totul codificat. Și așa cum spunea fratele la început, fiara reprezintă ceva, femeia reprezintă ceva și alte date care sunt în toată Biblia, dar în mod special în literatura escatologică. Dacă ar fi să pun punctul pe I, ar fi suficient să ne gândim la acel număr atât de discutat, 666. Păi și un copil pe clasa 1 știe că scrie 666, dar ce înseamnă? Dă de furcă gândirii noastre de aproape 2000 de ani. Ne întrebăm de ce acest principiu al descoperirii limitate, de ce nu le-a descoperit Dumnezeu așa să vorbească El cu noi cum a vorbit cu Moise, față în față, totul clar? Pentru că rolul profețiilor nu este să prezinte cu lux de amănunte tot ce are Dumnezeu în plan să facă și nici cronologic. Rolul acestor profeții e doar pentru a vedea că Dumnezeu toate le-a organizat, că este sigur pe ele, se ne descoperă totodată și lucrările diavolului și, bineînțeles, atitudinea care trebuie să o avem noi în aceste vremuri. De exemplu, în Apocalipsa 17, vorbim acum de principii generale, îl ia unul dintre îngeri și îi zice lui Ioan: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari. Și arată acea femeie călare pe fiară și scrie aici în versetul 6, partea finală: când am văzut-o, am mirat minunii mari. O femeie călare pe o fiară atât de monstruoasă. Hai să zici că vezi o femeie pe un cal. Dar pe un asemenea monstru cu 7 capete, cu 10 coarne, e înfiorător. Și în așa fel le codifică, observați, scrie aici în versetul 10, hai de la nou, ca să vedeți ce înseamnă codificare. Cele șapte capete sunt șapte munți. Și am zice, gata, găsim munții și am descoperit decodarea. Dar scrie în versetul următor, sunt și șapte împărați. Acum ce căutăm, munți sau împărați? Deci iată că descoperirile sunt limitate. Asta e primul principiu. Al doilea, l-am numit
principiul înțelegerii depline la vremea împlinirii. Acest principiu este enunțat în Scripturi, în texte ca cel din Ieremia, capitolul 30, versetul 24, unde scrie așa: mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli până ce va împlini și va înfăptui toate gândurile inimii lui. Veți înțelege lucrul acesta în cursul vremurilor. Căci despre mântuire e scris, zice Petru în 1 sa epistolă, că prorocii au cercetat să vadă în ce vreme, în ce împrejurări, și totuși a rămas o taină care a fost descoperită numai apostolilor la vremea potrivită. Aș vrea aici să dovedesc acest principiu și din spusele Domnului Iisus Hristos, vă citesc din Evanghelia după Ioan, vreo trei versete, Ioan 13, versetul 19. Vă spun lucrul acesta de pe acum, deci este un moment în care este transmisă informația, dar e codificat adesea. Înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, e momentul împlinirii, să credeți. Citesc tot de aici, 14 cu 29. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, observați cele două momente, momentul profetic și momentul împlinirii. Ce se întâmplă în momentul împlinirii? Să credeți. Dar de ce nu mai crede în momentul profețirii? Crede profeția, dar nu poate crede cum se va derula. Sau tot aici scrie în 16 cu versetul 4, v-am spus aceste lucruri pentru că atunci când va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Și aici aș vrea să exemplific cu ce s-a întâmplat la prima venire a Domnului Iisus Hristos. Vă întreb și mi-ar putea răspunde și un copil: a știut cineva dinainte cum se vor derula evenimente la venirea Domnului? Și n-a fost decât nașterea unui copilaș. Au știut că preoții că în Betleem, dar Domnul a făcut să se nască în Betleem, să se ducă în Egipt, că e altă profeție care spunea că trebuie să se întoarcă de acolo. E altă profeție cu Galileea. Deci iată cum Dumnezeu mișcă evenimentele încât oamenii nu pot să le identifice dinainte. Poate după noi am fi spus la Maria cu vreo... N-am cel puțin înainte. Domnul îi spune numai în momentul când se rămână însărcinat. La Iosif nu se grăbește să-i spună până când aproape să o lase. De ce n-a priceput mai înainte? Să știe, mare cinste pe el, este logodit cu ceea ce va fi numită mama Domnului Iisus Hristos. N-au știut dinainte. Cum atât de clar scrie în Evanghelie că au fost luați totalmente prin surprindere. Și în mod deosebit, evanghelistul Matei are o sintagmă care se repetă sub cuvintele ca să se împlinească. Ba mai mult, au fost evenimente care unii nu le-au înțeles nici când s-au derulat. De exemplu, scrie în Matei capitolul 17, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos despre Ioan Botezătorul, versetul 10, întreabă ei, oare de ce zic cărturare că tine trebuie să vină Ilie? El așteaptă și acum, sărmani. Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat vă spun, este adevărat că trebuie să vină Ilie să așeze, dar eu vă spun că Ilie a și venit și nu l-au cunoscut. Dar interesant că unii l-au cunoscut, l-au crezut și s-au botezat. Deci lucrurile nu pot fi percepute cu lux de amănunte, înțelese pe deplin decât atunci când se împlinesc. De exemplu, acum când trăim vremea asta computerizată, ce ar fi putut crede, cunoaște și înțelege oamenii în urmă cu 100 de ani cum stăm noi acum de vorbă? Ar fi putut să priceapă ei unde va ajunge tehnologia? Ce ar fi înțeles dacă le-ar fi spus? La un aparat, se spune, sau cum mi-o fi spus atunci, ceva mașinărie, uite, 40 de centimetri pe 25 se vor vedea oamenii din toată lumea. Ori dacă tehnologia n-a putut fi pricepută dinainte, da tainele lui Dumnezeu. Dar în momentul împlinirii lor, vor fi cunoscute. Și am observat și în vremea asta când Duhul Sfânt m-a adus aminte, mi-a adus aminte și mie, și chiar îmi spunea un frate credincios, un proroc,
că prorocii au un soi de curiozitate sfântă. Și Domnul i-a zis, nu ți-arăt până în capăt, dar câte puțin ți-arat, ca să știm unde să pășim. Deci este principiul înțelegerii depline la vremea împlinirii, pe care vi-l dovedesc, între altele, și din Daniel, capitolul 12, de la versetul 6. Unul din ei a zis omului acelui îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului, cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și i-a dat date. Versetul 8. Eu am auzit, dar n-am înțeles. Și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Versetul 9. Du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite până la vremea sfârșitului. De ce la vremea sfârșitului? Pentru că vizau vremea sfârșitului și urma să se înțeleagă numai la vremea sfârșitului. Al treilea principiu, principiul participării al cunoașterii în funcție de starea spirituală. Și v-am dat exemplul celor care au avut parte de venirea pe lumea Domnului Iisus Hristos. De ce Iosif, Maria, Zaharia, Elisabeta, Simon și Ana au priceput? De ce? Ce cod de descifrare au avut? Este scris, ca să vă opresc la Evanghelia după Luca, să survolez doar câteva versete, să înțelegem ideea, să ne o actualizăm în minte. Luca 1:6 scrie despre părinții lui Ioan Botezătorul, amândoi erau neprihăniți. Scrie în Matei 1 de Iosif că era neprihănit. Citim aici de Elisabeta, de Maria, când s-au întâlnit, a fost prezent Duhul Sfânt. Scrie aici în 1:41, Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt, 1:67, Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt. 2:25, despre Simon, Duhul Sfânt era peste el, Ana era prorociță. Ei au înțeles. Dar cum vă spuneam, ceea că o stare spirituală nu era bună, nici la vremea împlinirii nu o înțeles de cum înainte. Recapitulez pe scurt aceste trei principii de înțelegere a scripturilor, trei principii escatologice generale. Descoperirile sunt limitate. 2. Pot fi înțelese pe deplin numai la vremea împlinirii. Și 3. Sunt cunoscute și au parte de ele în mod favorabil numai cei credincioși. Așa va fi și în vremea din urmă. Sunt principii clar stipulate în Scriptură că nu oricine va pricepe. De aceea scrie în Ioan capitolul 7, versetul 17, despre o cheie a cunoașterii adevărului, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Sau, spune în Apocalipsa 17 cu versetul 14, cei chemați, aleși și credincioși vor birui, că știți că în cartea Apocalipsei totul gravitează în dreptul oamenilor în funcție de biruința lor. Trec acum la un al doilea capitol. Cauze care împiedică o înțelegere și așteptare corectă a revenirii Domnului Iisus Hristos. Pe lângă ce v-am spus, că descoperirile sunt limitate, să înțeleg numai la vreme, de aceea ascultați-mă bine, dragii mei. Cred că marea parte dintre noi n-au nevoie de date în plus, ci au nevoie să uite niște date. Cum bine spunea cineva, că în vremea noastră oamenii sunt de două feluri. Unii care ascultă știri și sunt dezinformați și alii care n-ascultă și nu știu. Decât să fii prost informat, e mai bine să nu știi. Că la vremea potrivită, dacă ești credincios, Domnul îți descoperă. Dar dacă ai o preconcepție, cum a fost cazul lui Petru, că el n-a putut să accepte ca Domnul să moară când a venit vremea, ca Domnul să fie trădat, a fost în stare să omoare și să se lepede. Pentru că nu a acceptat ideea. Ba mai mult, s-a încrezut în puterile sale și, cum bine știți, nu s-a rugat în grădină. De ce cred eu că sunt aceste interpretări greșite? În primul rând, pentru că sunt mai multe teorii care influențează.
Sunt teorii promovate la nivel academic prin profesori, mulți dintre ei au scris cărți, prin dogmele diferitelor confesiuni creștine. Și vreau să vă amintesc în scurt care sunt teoriile cele mai larg întâlnite. Este teoria preteristă, conform căreia Apocalipsa se adresează celor din primul veac, adică primilor destinatari ai cărții Apocalipsa, care a fost scrisă în timpul lui Domitian, și sunt foarte multe dovezi că s-ar potrivi. Pentru că în vremea aceea erau și icoane care vorbeau, și să nu vă mire asta, studiați din istorie, și el pretindea închinare. Trebuiau oamenii să-i se adreseze cu cuvintele Domnul și Dumnezeul Domitian. Și oamenii trebuiau să aibă o deverință, cum că cel puțin o dată pe an au ars tămâie în cinstea statuii regelui. O altă interpretare este cea alegorică, spirituală, conform căreia, așa cum făceam o referire în această seară, când spune de soare și de stele, nu-i vorba de astre, ci se referă la minții luminate, că se întunecă, atunci când e vorba de mare, e vorba de lume. În mod deosebit, Origen a fost promotorul în creștinism acestei interpretări alegorice, spirituale, cum și noi întâlnim termenul acesta când spiritualizăm ceva și luăm poate în predică un text din Vechiul Testament și spunem că unde lemnul se referă la asta, ulciorul la asta și așa mai departe. O a treia interpretare este cea idealistă, conform căreia datele din Apocalipsa nu sunt matematice. Adică nu se va întâmpla acolo nici ceea ce scrie referitor la numărul de ani sau la proporția de distrugere a pământului sau a oamenilor, ci se prezintă cu niște date care puteau să fie cu totul altele, lupta dintre bine și rău și biruința în final a binelui. O altă idee este cea sau interpretare cea istorică, conform căreia cartea Apocalipsa s-a extins pe toată durata celor 2000 de ani și evenimentele s-au succedat și suntem undeva spre sfârșit. Altă paradigmă este cea viitoristă, pe care o îmbrățișează în mare parte și frații noștri penticostali, conform căreia Apocalipsa 2 și 3, adresele către cele 7 biserici, sunt vremea de acum și de la capitolul 4 până la capitolul 19, totul se referă la perioada așa numitului Mare Necaz și abia după aceea Apocalipsa revine și prezintă informații generale cu privire la instaurarea împărăției lui Dumnezeu. De ce le-am prezentat așa foarte pe scurt în câteva fraze? Ascultați-mă bine, să nu credeți că vreuna din aceste teorii este corectă 100%. Și am întâlnit autori care promovează aceste teorii care chiar sunt cât de cât onești și spun în cărțile lor, dacă se va întâmpla așa, probabil că va fi așa cum noi credem. Mai degrabă v-aș recomanda să acceptați, să luați ceea ce este bun din aceste interpretări, ba chiar mai mult, să credeți că un adevăr corect s-ar putea să culeagă dintr-o interpretare mai puțin, cum ar fi cea idealistă. Noi credem că e vorba de niște date reale. Dumnezeu nu vorbește la întâmplare, că putea să spună 7 și 8, că 7 cu 8 la Dumnezeu nu-i tot una, că sunt niște codificări concrete. La Dumnezeu 12 cu 13 nu-i tot una. Dar cred că în parte Apocalipsa a avut însemnătate pentru cei din primul veac. Ei au trebuit să se ferească de fiara de atunci. Și pentru ei aceea a fost prima aplicare a Apocalipsei. De 2000 de ani Apocalipsa n-a fost fără valoare. Oamenii s-au izbit tot timpul de un Babilon, de o fiară, de un balaur. Și pentru ei a avut o aplicabilitate parțială. Dar cred că înspre sfârșit, așa cum îmi dă dreptul Biblia să spun, împlinirea Apocalipsei va fi una mult mai amplă, la o cotă maximă.
că au fost fiare, dar ultimul corn e cel mai îndrăzneț și mai hulitor. Fiarele s-au nimicit între ele, dar pe ultimul corn Dumnezeu își rezervă dreptul să-l nimicească el. Aș vrea să mai fac o referire de ordin istoric. În primele secole au fost agreate interpretările conform cărora noi vom suporta necaz perioada anticristului. Și eu cred că cei de la început au crezut bine. Începând cu recunoașterea creștinismului ca și religie oficială și în mod deosebit cu teologia lui Augustin și apoi cu supremația Bisericii Catolice, s-a trecut pe o interpretare alegorică, spiritualizată. Lor li se părea că deja domnesc, ei sunt amileniști, ei erau deja pe tron. Și asta a ținut cam până după reformă, când s-au actualizat interpretările istorice. Iar începând din secolul XIX, odată și cu apariția dispensaționalismului, ceea ce înseamnă că Dumnezeu a împărțit istoria pe anumite epoce când lucrează diferit de la o epocă la alta, a fost agreată în mod deosebit în mediul evanghelic teoria viitoristă. De regulă cea a netrecerii bisericii prin necazul cel mare. Închei și ideea asta, rețineți așadar că oamenii au fost foarte diferiți de la o epocă istorică la alta și diferiți de la o confesiune la alta. Și acum am ajuns la punctul 3, care de fapt îl așteptați dumneavoastră. Aici l-am împărțit tot în 3. Și acum vă rog să fiți atenți. Până acum au fost chestiuni de ordin general. Primul adevăr enunțat aici, în miezul discuției noastre, adevăruri biblice fundamentale despre mântuire și voi nota două. 1. Mântuirea este posibilă numai prin jertfa și preoția Domnului Iisus Hristos și prin execuția pe teren aici pe pământ realizată de Duhul Sfânt, ceea ce exclude total o revenire la lege și la templul Vechiului Testament sau la orice altă posibilitate de mântuire. Așa cum a spus Apostolii, fapte 4 cu 12, nimeni altul nu este mântuire. Dar nu cumva să nu fie suficient acel verset pentru cineva, eu aș vrea să survolați împreună cu mine ce scrie în Evrei de la capitolul 7 la 10, evident că nu voi citi în întregime. Scrie aici, vă citesc versetul 12. Pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc o schimbare a legii. S-a schimbat preoția de la Aron la Melchisedec și asta e preoție veșnică. Vă rog, rețineți, nu se mai schimbă, e preoție veșnică. Altă formă de mântuire nu există decât asta prin credința în Domnul Iisus Hristos. Scrie tot aici în versetul 24, dar el fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Altă formă de mântuire ulterior nu poate să fie. De aceea și poate să mântuiască chip desăvârșit pe aceia care se apropie Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de slavă. De mai presus de ceruri. În capitolul 8 spune că e punctul cel mai însemnat că l-avem ca mare preot, scrie din nou legământ. În capitolul 9 face diferența dintre vechiul și noul legământ. În capitolul 10 ne spune, vă citesc de aici doar versetul 10, prin această voie, adică acceptarea Domnului Iisus Hristos de a fi sacrificat, am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Asta e prima idee. Al doilea adevăr biblic fundamental în mântuire. Există un singur trup al Domnului Iisus Hristos, format din evrei și neamuri, care se numește Biserica. Și aici vă rog să mă urmăriți ce vă citesc din Romani, pentru că dacă înțelegem lucrurile care vi le spun, chestiunea cu răpirea devine simplă de tot. Romani, capitolul 9, vă citesc de la versetul 6. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Tot de aici,
Vă citesc de la 27. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel, chiar dacă numărul fiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Și trecem în capitolul 11, versetul 5. Tot așa și în vremea de față, în prezent vorbim, este o rămășiță datorită unei alegeri prin har, că se mântuiesc unii evrei, acum, așa, puținei. Și continuăm de la 23. Și chiar ei evrei, dacă nu stăruiesc în necredință, pot fi altoiți. Vor fi altoiți căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Versetul 25, verset de căpătâi. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri în țile, nu vreau să nu știți taina aceasta, o parte din Israel a căzut în o pietire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, citează din Vechiul Testament. Versetul 30 apoi. După cum voi odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu, e vorba de neamuri, și după cum prin neascultarea lor, apoi n-au ascultat ei, ați căpătat îndurare acum. Aici scrie că tot Israelul va fi mântuit, versetul 26, și am auzit pe unii spunând, frate, de la primul evreu până la ultimul toți vor fi mântuiți. Nici o prorocie din Scriptură se tâlcuiește singură. De-aia v-am citit versetele anterioare că dacă nu stăruiesc, vor fi evrei care acum puteau fi mântuiți și nu-s mântuiți că nu stăruiesc. Și vor fi evrei atunci, vă spun îndată când, care ar putea fi mântuiți, dar nu-s mântuiți că nu stăruiesc. Pentru că scrie la Roman, la Daniel capitolul 12, despre vremea sfârșitului. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail. În vremea aceea poporul tău va fi mântuit. Dar nu de la Beniamin Netanyahu până la ultimul evreu corcit pe undeva, că mare un străbunic evreu, restul neamuri. Ci scrie clar, și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Și în Apocalipsă scrie de pecetluire, pentru că este un număr de plin al neamurilor și un număr de plin al evreilor. Și unii și alții se încadrează în ceea ce se numește trupul lui Hristos și biserică. Cum vă dovedesc acum din Efeseni 2 și 3. Ascultați-mă de la versetul 11, Efeseni 2 și 3. Voi altădată erați neamuri. Ce înseamnă asta? Versetul 12. Fără Hristos, fără drept de cetățenie, străini de legămintele, făgăduinții, fără nădejde, fără Dumnezeu, dar acum, în Hristos Iisus, voi care doar erați depărtați, ați fost apropiați. Versetul 16. El a împăcat pe cei doi. Care sunt cei doi? Evreul și cel dintre neamuri. Și grecul, să zicem, cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Versetul 18, căci prin el și unii, evrei și alții neamurile, avem intrat la Tatăl, cum vă spuneam primul adevăr, mântirea numai prin Domnul Iisus Hristos. Și acum capitolul 3, versetul 3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștinței taina aceasta. Ce taină? Ia să vedem. Versetul 5, că adică neamurile, zice Pavel evreu, sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus după Evanghelia aceea care slujitor am fost făcut eu. Deci, noi neamurile am intrat pe făgăduințele lor și prin credință, cum spune în Galateni, devenim fiul lui Avram. Vă întreb, și oricine poate să-mi răspundă, Petru, Pavel și toți apostolii fac parte din biserică. Au fost tâlpi biserici. Evreii care s-au mântuit pe parcurs fac parte din biserică. V-am citit din Roman că este o rămășiță. Cei ce primesc cuvântul în orice epocă au putut fi mântuiți. La început au fost mântuiți mulți evrei. La un moment dat, când scrie în Faptele Apostolilor, n-au mai vrut să primească cuvântul. Pavel și-a scuturat praful de pe picioare și a plecat la neamuri. Și a plecat harul de la evrei la neamuri. Și grosul mântuiților s-a adunat dintre neamuri până la marginea pământului unde i-a trimis Domnul. Spre sfârșit, neamurile nu mai vreau, așa cum scrie în cartea Apocalipsei, că nu s-au mai pocăit. Și cred eu, constrânși de evenimente, se vor pocăi evrei. Deci mântuirea prin biserică, prin Domnul Iisus Hristos, a început cu evrei, se termină cu evrei și la mijloc e o paranteză unde sunt mântuite neamurile. Dar după cum primii evrei fac parte din biserică, din trupul lui Iisus Hristos și ultimii evrei fac parte tot din biserică, Domnul a venit să unească pe evreu cu cel dintre neamuri. Dar nu știu cum se face că unele teorii
taie evreul în două. Și un evreu îl mântuiește prin biserică și altul îl mântuiește după ce pleacă biserica, nu știu cum. Prin cine și în ce formă. Repet, este o singură făgăduință. Noi evrei, noi neamurile avem parte cu evrei împreună, așadar sunt două principii majore în mântuire care lămuresc enorm chestiunea răpirii. Că mântuirea e numai prin Domnul Iisus și prin credință, că e preot în veac, și doi, că toți evrei și neamuri au o singură făgăduință și aceștia constituie împreună trupul Domnului Iisus Hristos sau biserica sa. Că doar n-are Domnul o mireasă din tunii evrei, și mai bine să spună tatălui, stai că mă duc pe pământ, că mai am o mireasă. Și trebuie să o unesc cu asta, că asta am adus-o întâi și apoi mă duc după cealaltă. Domnul nu-și răpește trupul pe bucăți, și răpește tot odată, slăvit să fie în veci. Trec la un al doilea adevăr aici. Trebuie să se producă, dragii mei, două lucruri înainte de a veni Domnul, de a fi venirea Lui sau răpirea, care în fond este același lucru. Primul, știți că au întrebat ucenicii în vremea de acum, vrei să așezi împărăția, fapte 1, și Domnul le spune, nu, acum vă duceți să aduceți oameni pentru împărăție, numai cu voi vrem să o încep. Trebuie să fie vestită Evanghelia și cei ce acceptă dintre neamuri, dintre evrei, în această ordine, începe cu iudeu, continuă cu grecul și se încheie cu iudeu. Vor fi pecetuiți, acum mă refer strict la vremea din urmă, după cum vă citesc din cartea Apocalipsei, în capitolul 9 scrie așa, versetul 4, li s-a dat să nu vateme iarba pământului, și numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu, înseamnă că întâi a pus pecetea. Capitolul 7, versetul 3. Nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea. Observați că Domnul își termină lucrarea și nu se intră în fazele acelea finale până nu se termină. Ce? Scrie aici în capitolul 7, numărul celor pecetuiți. Este ca și în Ezechiel, dar nu să nu vă mai răpesc timpul cu foarte multe versete, a zis să nu intre la nimicire până nu pune întâi pecetea pe fruntea celor ce suspină și gem. Vreau să înțelegi, dragii mei, aici un adevăr. Dacă ar mai fi mântuire după răpire, aceea n-ar mai fi prin credință. Că ce credință de îndată ce e clar că unii au plecat la cer? Știți cine ar ști mai bine unde au dispărut cei mântuiți? Ceilalți din biserică. Și mântuirea e numai prin credință în Iisus. Numai prin jertfa sa și numai prin Duhul Sfânt. Ori este, să spun chiar ciudat, ca să nu spun caragios, să spună cineva că după ce lucrurile sunt vizibile, că unii s-au dus la cer, după ce Duhul Sfânt se retrage, că ar mai fi posibilă mântuirea prin cine și cum. Nu ne dă voie Scriptura, Evanghelie, Epistole să înțelegem asta. Pentru că numai credința poate să producă mântuirea omului. De aceea noi suntem chemați să fim activi în lucrarea Domnului ca oamenii care vor să se mântuiască. Un al doilea adevăr, care din nou trebuie să se producă până la răpire. Trebuie să se propage înșelarea la cel mai înalt nivel, în cea mai înaltă formă de autoritate și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și de persecutarea sfinților. Și aici intră pe rol balaur, fiară, proroc mincinos, tot pământul, toate amăjirile, toate nelegiurile. Și ascultați-mă ce vă citesc din două texte, că sunt mai multe, 2 Tesaloniceni 2. Versetul 1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rog să rețineți la cine s-a adresat Pavel aici, la evrei sau la credincioșii dintre neamuri? La credincioșii dintre neamuri, la biserică.
Versetul 2, să nu vă lăsați clătina, să nu vă tulburați. Versetul 3, nimeni să nu vă amăjească. Căci nu va veni ce? Cine? Domnul, venirea Lui. Înainte de a fi venit lepădarea de credință, de să descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul și amăgirea. Versetul 9, arătarea se face prin puterea satanei, tot felul de minuni, semne, puteri, mincinoase. Și scrie aici că va fi o mare alegere, o mare amăgire. Unii, vă citesc de la versetul 10, care sunt pe calea pierzării pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite lucrarea drăcerii ca să creadă o minciună. Acum spuneți în dumneavoastră, dacă unii ar fi deja răpiți, ce să mai creadă o minciună? Eventual minciuna care mai fi răpit și ei după aceea sau ce? Că așa cum vă spuneam, nu mai poate fi pusă credința pe rol, că unii deja s-au dus la cer atunci. Este clar că înșelarea nu poate să vină numai înainte. Apoi v-am spus, această adresă nu este către evrei, ca și cum Anticristul ar avea treabă numai cu evreii. Aici este alegerea care se dă de fapt acum. Și vă spun de ce. Are o logică venirea Anticristului înainte de venirea Domnului. Persecuția are logică la Dumnezeu, lucrurile nu sunt neclare, le face doar ca așa vrea El, sunt gândite, sunt înțelepte. Oamenii care mor de-a lungul vieții și istoriei, până ce își închid ochii, trebuie să le se definească dosarul. Dar cei care sunt luați de Domnul când vine și ei sunt în viață, trebuie și ei să se aleagă, pentru că scrie în Apocalipsa că trebuie să se coacă via și greul pământului. Și persecuția are rolul, ascultați-mă bine ce vă spun, ca toți oamenii să audă Evanghelia. Persecuția este un mod de evangelizare indirectă. Atunci când se dau legi împotriva creștinilor, toți află ce spune la televizor, ce scrie în ziare, cum este acum pe internet, dar nu numai atât. Într-o asemenea situație, oamenii nu numai că sunt informați, sunt obligați, cu ghilimele spus, să spună dacă sunt cu Hristos sau fără Hristos. E ca la răstignire. Nu auzea Pilat de Domnul Iisus. Ce interesa pe soldați? Dar acolo toți au fost convocați să spună cine e contra, cine e pro. De aceea, persecuția are un rol important ca să definitivească lucrurile, să se aleagă oamenii. Mai mult, Dumnezeu să nu fie vinovat față de cei în cauză, că n-au mai vrut. Uitați-vă în Apocalipsa, urmează plăgi și nu mai vrea nimeni. Și vă mai citesc din Apocalipsa 13 și vă rog să observați că lucrarea fiarei, repet, nu vizează Israelul numai, vizează pe toți, chiar dacă centrarea e atunci în jurul lor. Dar scrie în Apocalipsa 13 de la versetul 8, ai și șapte, i s-a dat stăpânire peste orice seminție, nu numai peste evrei. Și toți locuitorii pământului se vor închina și va face ca toți, cum spune și în versetele următoare, stăpânire peste toată lumea și cine nu se închină să piară. Și acum vă mai dau alte versete ca să vedeți că lucrarea fiarei este înainte de răpire. Citesc Apocalipsa 15:2. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alături de Dumnezeu în mână stăteau piruitorii fiarei. Unde erau? La Domnul. Dar fiara și-a făcut lucrarea. 16:2. Cel din tâi dintre potire, dintre îngeri, s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Deci ce a fost întâi? A fost lucrarea fiarei aici? Bă da, a fost că oamenii deja aveau. Deci iată că lucrarea fiarei se consumă înainte de aceste orgii, de aceea și vin orgiile lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim, cum scrie și în Apocalipsa 20:4, și am văzut niște scaune de domnie. Și cine a înviat? Martirii de-a lungul istoriei.
Și cei ce nu se închinaseră fiare și icoane ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Versetul 5 ne spune, aceasta este întâia înviere. Care e întâia înviere? Aia când vine Domnul și învie morții, nu? Biserica. Dar uite că între ei sunt și cei ce au avut parte de persecuție și au murit ca martiri. Și unii frați de-ai noștri în cărțile lor spun, nu că sunt mai multe învieri numite întâia înviere, dar unde scrie asta în Biblie? Deci rețineți așadar aceste adevăruri specifice acelei perioade. Trebuie să fie pecetluiți oamenii înainte toți, că e numai o formă de mântuire și trebuie lucrarea fiarei să se consume pentru ca oamenii să se decidă dacă sunt pentru Dumnezeu sau nu. Și un ultim aspect vreau să menționez aici, în al treilea rând, adevăruri biblice ulterioare revenirii Domnului. În două fraze spun, sunt alte etape ale instaurării împărăției eterne. Și scrie în Apocalipsa, în 1 Corinteni 15, dar vă rog rețineți, de la răpire încolo avem puține date. Cum spuneți-mi, vă rog, până la Geneza 1 avem noi date? N-avem. Și despre veșnicia viitoare n-avem multe date și despre evenimente cum ar fi mii de ani, în afară de Apocalipsa 20, nimeni nu poate să-mi spună că mai scrie de mii de ani. Dar știți ce facem noi? Toate profețiile din Biblie care n-avem unele pune, le încărcăm pe seama mii de ani. Hai să le lăsăm unde sunt și să așteptăm întâi răpirea, revenirea Domnului și să acceptăm că sunt încă lucruri nedescoperite. Noi vrem să facem tot tabloul cu piesele ce le avem și nu avem toate piesele, de-aia v-am spus de la început. Dar un lucru să ne fie clar, că mântuirea numai prin Domnul Iisus, prin biserică, evreul și cu cel dintre neamuri este tot una și că Evanghelia în vederea pecetruirii a lucrării Duhului Sfânt și apoi lucrarea fierei trebuie să se consume înainte. Ce va fi după aceea, nu vreau să fac nicio altă referire, vreau să mai spun doar în final că noi ar trebui să avem așteptări realiste. Asta înseamnă în primul rând să acceptăm întreg parcursul apocaliptic. Cum îi spuneam unui frate, eu aș vrea să cred ca tine, dar cum citesc în Biblie nu mai pot crede. Trebuie să acceptăm, cum i-a spus Domnul la Petru, să știi că Fiul omului va pătimi, va fi dat în mâinile oamenilor. Și, dragii mei, Duhul Sfânt anunță, dar în primul rând ne bazăm pe ceea ce este scris, că își va face și fiara lucrarea, că va fi și lepădare de credință, că toate se vor consuma și spunea Domnul în Evanghelie. Să vă citesc numai din Evanghelia după Luca, de la 21, textele foarte frumoase. Zice aici, observați, de la versetul 26, oamenii își vor da sufletul de groază, puterile cerului vor fi clătinate. Când vor începe să întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus. Va să zică încă suntem jos? Da. Căci izbăvirea voastră se apropie. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne rugăm, cum scrie aici în versetul 34-36, vegheați să aveți putere, ascultați-mă. Nu zis Domnul Iisus, voi fiți liniștiți că nu-s pentru voi. Ascultați ce-o spus. Vegheați să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare. Dar noi am vrea să ne ia Domnul stând în fotoliu și să ne ducă pe vreme bună în cer. Și aud pe unii dragi de ei că ce mireș bate mireasa înainte. Nu o bate o scutură de praf ca să nu mai aibă nici pată, nici bârcitură sau altceva de felul acesta, că de 2000 de ani numai omul din afară suferă și trece. Și sunt atâția martiri și scrie la pecetea a cincea că au zis, Doamne, până când? Stai că nu-i gata numărul. Persecuția nu înseamnă bătaia miresei, ci sfințirea miresei, despărțirea de glie. Și se pare că asta urmează.
să avem așteptări realiste. Apoi, să nu fim ca aceia care se adună pe munte să așteptăm răpirea. Cum se spune că pe vremea comunistă s-au adunat undeva că la nu știu ce oră vine Domnul și eu am conjurat de la poliția securitate și au zis, bine mă, dacă nu vă ia la ora aia, o oră mai târziu vă luăm noi. Și greșeala asta au făcut și în secolul XIX și în secolul XX alții. Nu, noi trebuie, ne-a spus Domnul, să lăsăm viața să curgă, puteți merge la moară, cum era mai de mult, și la câmp te poți culca liniștit, te poți căsători, că viața trebuie să curgă până în ziua aceea. Dar ceva important, să nu fim inactivi, dacă viața fizică trebuie să curgă, da, lucrarea sfântă n-ar trebui să curgă? Să transmit acest mesaj. Și nu de mult Domnul mi-a spus printr-o vedenie că mi-a pus pe mână un ceas vechi, dar care mergea bine și trebuia Domnul să-i facă o sclipire, o sclipire așa printr-o rază specială și a zis, a venit vremea să spui de lucrurile vechi, că-i pe rol profoțiile vechi să se împlinească. Și de-aia am avut menirea și harul și în această seară să vă îndemn. Și spun în încheiere că acest orar este bine gândit și controlat de Dumnezeu, dar rețineți, nu corectează tezele la unii și ceilalți o să-și facă subiectul mai bine, că văd unde au greșit primii. Domnul a zis că vine a doua oară, nu că vine de două ori. Și când vine, zice în 2 Tesaloniceni 1, că pentru unii va fi o realitate fericită și pentru alții o realitate crudă. Când s-a închis ușa, n-a mai intrat nimeni. Nici în corabie, nici în odaia de nuntă. De aceea, dragii mei, să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim gata. Știți ce înseamnă să fii gata? Aceea e starea în care aștepți. Că de știut când vine Domnul nu știe nimeni. Diferența e însă dată de altă natură. Dar nu mai vreau să vă rețin acum că văd că am predicat deja 51 de minute. Îi doar cât ține o oră la școală, mă urmează pauză. Diferența e dată de faptul că, repet, nu știu nici unii, nici alții, dar unii așteaptă. Dar asta nu înseamnă că așteaptă pe Domnul înainte de astea. Așteaptă să se producă toate evenimentele, îl așteaptă prin aceste evenimente uitându-se în sus, știind că trebuie să se consume pecetluirea ultimului mântuit și amploarea lucrărilor demonice ca Dumnezeu să fie motivat în final să pună capăt istoriei. Și vor urma urgii grele, judecata de apoi, scrie de mii de ani și de împărăția viitoare, dar, repet, pe noi ne interesează tronsonul acesta în care noi suntem activi, de care depinde mântuirea și răsplata noastră până la revenirea Domnului. Și să știți că cea mai frumoasă și binecuvântată așteptare este cea din iubire. Așa a spus Pavel, 2 Timotei 4:8, că Domnul va da curună totul celor ce vor fi iubit venirea Lui. Dea bunul Dumnezeu să înțelegem și să avem parte de revenirea Lui. Amin.